Binecuvântat să fie Domnul! Amin! Binecuvântat să fie Cel care ne-a dăruit și în seara asta har să putem să ne oprim din ale noastre, să ne facem timp să stăm de vorbă cu Domnul. Dragi și surori, vreau să vă spun un lucru. Noi dacă după mintea noastră ne făceam gândurile noastre, fim atâția că suntem în seara aceasta, să zicem că mergem la rugăciune, nu ne făceam. Și cine face lucrul acesta? Duhul Sfânt. Amin. Duhul Sfânt ne îndeamnă să venim, cum spunea și fratele Sami, ne îndeamnă să venim nu ceea ce fac oamenii dincolo în partea aia. Domnul ne cheamă pe noi să-i aducem slavă. Atât de bine este casa de rugăciune, frate. Eu l-am simțit pe Domnul, nu știu voi cum l-a simțit, dacă l-a simțit, dar eu știu că Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos este prezent. Lăsat să fie numele Lui Dumnezeu. Frați și surori, am o bucurie. De două ori am fost la dumneavoastră, este a treia oară și m-am bucurat. M-am bucurat pentru că îi spuneam lui Petrică că vrem să venim să ne bucurăm împreună cu dumneavoastră. Pentru că copiii Domnului, unde este chemat Domnul, este bucurii, frați și surori. Spunea fratele în deschidere, ultimul verset, îmi vei arăta cărarea vieții înaintea feței tale sunt bucurii nespuse. Frați și surori, eu am venit aici la voi, la Ravena, la două ore și de mașini, să pot să mă bucur. Pentru că vreau să vă spun un lucru. Ceea ce a pus Dumnezeu în mine, că m-a scos din groapa pieirii, cum spune Psalmul 40, și m-a pus picioarele pe stâncă, mi-a pus o cântare de laudă în gură. Lăudat să fie numele Dumnezeu. Păi dacă Dumnezeu a făcut lucrurile acestea, nu trebuie să fiu plin de bucurie. Frați și surori, îndemnul meu este să nu fiți triști, frați și surori. Noi avem pe Domnul oștirul de bucurie. El și-a dat viața pentru noi, ca noi să venim în casa de rugăciune să-i aducem slavă și cinste. Binecuvântat să fie numele Dumnezeu. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat posibilitatea să vin cu sora mea, cu nepoata mea, cu soția mea și cu fratele Sami să ne bucurăm. Este un har din partea lui Dumnezeu care ne-a dăruit nouă ca noi să putem să stăm la îndemâna lui Dumnezeu. Lăudat să fie Domnul. Mă bucur că sunteți aceleași fețe pe care le văd, poate sunt și unii mai noi. Mă bucur că sunteți în casa de rugăciune. Lăudat să fie Domnul. Eu m-am gândit stând pe bancă acolo, fugea gândul când într-o parte, când într-alta. Stând în rugăciune, ieri Domnul spunea prin Duhul Sfânt că în biserica aceasta este o familie care este greu încercată. Ai bine, Domnule. Este greu încercată și spunea că te vei duce acolo și această familie va fi îmbărbătată. Și am ajuns pe scaunul acela și a venit fratele respectiv la mine, nu-l cunosc cu numele, a venit și mi-a spus din încercarea pe care trece. Și am spus cât de mare ești tu, Doamne. Frate, îmbărbătează-te că Dumnezeu te iubește și Dumnezeu este în control. Lăudați să fie numele Lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că avem un Dumnezeu mare, frate. Lăudați să fie numele Lui Dumnezeu. M-am gândit imediat, a cântat și nepoata mea și mi-a fugit mintea imediat în Deuteronom, în capitolul 10, de la versetul 12 jos, uitați cuvântul Lui Dumnezeu cum vorbește. Este și un titlu. Ce cere Dumnezeu în vremea asta de la noi, frați și surori? În vremea asta în care știm cu toții ce vremuri trăim, frați și surori, fiecare ne zbate când încolo, când în dreapta, după bani, după spurcăciune la culme, frați și surori. Dar Dumnezeu, cum spuneam și mai devreme, Dumnezeu ne-a dăruit în nouă har să putem să stăm în casa de rugăciune și să putem să-i aducem slavă. Pentru că zice că nu s-a suit la mintea omenească ceea ce a pregătit Domnul pentru și pentru cine? Pentru noi, frați și surori. Pentru că să fim plini de bucurie. Lăudați să fie numele Dumnezeu. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că pe mine, cel mai nenorocit om, și-a întins mâna după mine și m-a ridicat o stâncă și mi-a pus o cântare de laudă pentru împăratul. Lăudați să fie numele. Uitați cuvântul lui Dumnezeu. Acum, Israel, ce alta cere de la tine, Domnul Dumnezeul tău, decât să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să umbli toate căile Lui, să iubești și să slujești Domnului Dumnezeului tău din toată inima și din tot sufletul tău. Să păzești poruncile Domnului și legile Lui pe care ți le dau astăzi, ca să fii fericit. Frați și surori, spunea și mai devreme în deschidere ce au citit fratele, trebuie să avem exprimarea feței, să avem bucurie. Chiar dacă suntem încercați, frați și surori, ați auzit mărturia fratelui Sami, chiar dacă suntem încercați, Dumnezeu nu ne dă mai mult decât putem să ducem. Și eu dacă stau aici, și eu am multe mărturii. Dar Dumnezeu ne-a dat har după har și El e în control. Chiar dacă suntem prin necazuri, El ne dă biruință, lăudat să fie numele Dumnezeu. De câteva de o lună și ceva, gâtul acesta nu mă lasă. Gâtul acesta se ține de mine, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu așa cum răgușicul sunt în laud pe El, lăudat să fie numele Dumnezeu. Aș vrea să facem o rugăciune și pentru cine? Pentru noi, frați și surori. Vă spuneam mai devreme că Dumnezeu prin Duhul Sfânt, o știu că suntem noi în seara asta și El știți ce face, așa cum se spunea și în lucrare. El vrea să ridice.
N-ai vrea seara asta cu povara care ai venit aici să o lași la picioarele Lui? N-ai vrea seara asta să pleci cu povara să-i spui Domnului, cum îi spunea lucrarea la sora, să-i o lași Lui? El poate să o ducă, frate, pentru că El știe să o ducă, lăudat să fie numele Lui Dumnezeu. Pentru că noi de multe ori credem că putem să ducem, dar nu putem de puterile noastre. Pentru că El este Cel care și-o dat viața pe noi. El este Cel care ne-a scris la oaste și ne-a pregătit cerul pentru noi. Lăudați să fie numele Lui Dumnezeu. Uitați cuvântul Lui Dumnezeu. Am văzut trei puncte aici. În primul verset 12. Acum Israel, ce alta cere de la tine Dumnezeul tău decât să te temi de El? Amin. În vremea asta e nevoie să ne temem de Dumnezeu, frați și surori. Că vedem în lumea asta, toată lumea leargă și face ce vrea în vremea asta. Și nu mai este frică de Dumnezeu. În zilele trecute vorbeam cu fratele, chiar cu fratele Sami. Spuneam că nu mai este frică de Dumnezeu. Că dacă ai frică de Dumnezeu, te temi de Dumnezeu. Te temi de Dumnezeu și te temi să păcătuiești. Lăudați să fie numele Lui Dumnezeu. Amin. Că El ne-a dat harul acesta să venim să ne temem de El și să-i aducem slavă. Al doilea lucru pe care vorbește cuvântul Domnului mai departe. De Domnul Dumnezeul tău și de Domnul Dumnezeul tău să umbli în toate căile Lui. Da. Dumnezeu să ne ajute să ne temem și să umblăm în căile Lui. Al treilea lucru, să iubești și să slujești Domnului din toată inima ta și cu tot sufletul tău. Amin. Dumnezeu să ne ajute, frați și surori, rugăciunea aceasta pentru noi, să ne temem de El, să-L iubim pe El și să umblăm în căile Lui. Lăudați să fie numele Lui. Nu vreau să fiu lung, vreau să fiu scurt și să ne rugăm mai mult, frați și surori. Vreau să stăm de vorbă cu Domnul ca El să ne întărească, să ne vină în ajutor. Dacă ai o problemă și o duci de multă vreme, vreau să te îndemn în numele Lui Iisus Hristos. Eu știu că El a pregătit o seara asta. Noi ca oameni cu mintea noastră nu puteam să pregătim. Dar El care pregătește totul în control, un fir de păr nu cade fără știrea Lui. Bă, voi chipuiți, mai oameni buni, ce Dumnezeu mare avem, lăudați să fie numele Dumnezeu. De aceea vă îndemn să îndrăznim înaintea Lui. Și vreau să spun că Dumnezeu, dacă e prezent prin Duhul Sfânt aici, El îți ridică povara. Vei pleca mai ușurat de aici. Și vei spune, glorie Domnul, plin de fericit, vei umbla, vei fi fericit, vei umbla și vei fi așa cum vrea El să fie pe calea Lui. Lăudați să fie numele. Vă îndemn să vă ridicați în picioare. Să nu ne grăbim, frate, să stăm de vorbă cu Domnul și El să ne dea biruință. Amin. Amin. Amin.